copilo de leu. Să nu scape la prim pentru gândul zis. Formația a fost primită cu multă căldură de public. Suntem impresionați de faptul că am găsit un public minunat, un public indiferent de vârstă, deci tineri mai în vârstă, de vârsta a doua, de vârsta a treia, să nu continui cu vârstele, care ne-au primit cu multă căldură, niște oameni minunați, am și spus, vom reveni la dumneavoastră la Cernavodă, ori de câte ori o să fim chemați. De la spectacol nu au lipsit nici trupele de dans din cadrul Casei de Cultură din Cernavodă, Audeo și Mugurelul. Mi-au plăcut și artiștii din Cernavodă, mi-au plăcut și arhaicii pe care îi însoțesc, bineînțeles, în periplul lor prin țară pentru lansarea albumului. Credeți că ar trebui să revină pe scenă de aici din Cernavodă cei de la trupa? Cu siguranță. A fost super frumos. Ce moment v-a plăcut cel mai mult? Sinceră să fiu, Audeo și cu trupa care au cântat, au avut și Mugurelul dansuri frumoase. Sunt dansurile vechi, dar sunt foarte frumoase și la Mugurelul. O să reveniți cu plăcere de fiecare dată când o să aveți... Dacă sunt locuitorul Cernavodei, normal că o să revin. Autoritățile din Cernavodă intenționează chiar să organizeze și un festival de muzică folk în această vară.